camarazi, hai că astăzi iarăși testăm niște mititei, de data asta la Cotroceni, unde am trăit până acum un an. E cam umbră, știu, dar mă vedeți oricum, știi, sunt în jumate sub acoperire, ca 007. Așa, uite, am luat doi mititei de la foștii mei amici de aici, unde am locuit. Stai să vi arăt. Sper că-s mai bun decât aia, dar uite, vi arăt așa, vedeți? Mititei și muștar. Și prietenul meu, domnul Alexandru, care e alături, mi-a dat și un păhărel de vin. Nu prea beau dimineața vin sau alcool, dar mă rog, nici nu o să mor, știi? Uite, toată lumea aici savurează câțiva mititei, că vorba aia, dacă murim, să murim sătui, cum zice românul, nu? Hai că încerc, adică am mai mâncat, de fapt, să vedem dacă fac o comparație cu ea de ieri, de la obor, știi? După aia o să mă duc la Cocoșatul, la Băneasa, să vedem. Am mai mâncat acum vreo 5 ani, dar nu mai știu minte. Bine, nu mi s-au părut faimos, să vedem cum sunt ăștia, stai să încerc. La sumar, ia uitați-vă, vedeți? Suculență, așa? Merge. Făcut la meserie. Mă nu-ți dădai cu căciula după câini. În cazul meu dau cu basta după căței, știi? Sunt bun, sunt suculenți. Mai sunt aici mai multe persoane care mănâncă. Cred că toată lumea e mulțumită, fericită. Stau să iau un gât de vin, că eu dacă nu beau ceva, când mănânc, mănec. Era să mor de două ori, necat. Vin bun, sănătate, cheers. Salute, prost, vă zic în toate limbile. Santé, în franțuzește. Dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună și vouă. Sunt bun. Făcut la meserie, ce n-a văzut parismul. Că la Paris nu s-o mănâncă mititei. Numai la noi, pe Dâmbovița, pe Sena, nu s-o mănâncă mici. Am în spate, stai să vedeți un pic, știi, asta cum zice, Academia Militară. Sunt bun. Vă invit aici, la piața Cotrojeni, să mâncați mititei. Facem comparații cu Cocoșatul, cu ăla, cum îl cheamă, de Cioteanu, ăla după la Popești de Ordin. Și ăla face mici la, așa, la meserie. Mâine plec la țară, dacă mă întorc, mă duc la Cocoșatul, la Băneasa, să facem comparații. Sănătate! Aici se mănâncă cu să zicea odată la botul calului, știi? Când erau hanul, manuc și astea pe vremuri, coborau țăranii, negustorii și pac la mititei, la pleică și la bere și la vin, știi? Vechi București, știi? Interbelic. Înainte să ne bombardeze americani în 44 sau 42. Îi recomand cu căldură, sunt buni. Am vorbit cu prietenul meu, Dodo Blănaru, aici. Vin de volan, nu mai plătește taraba, că se vinde greu blana acum, mai ales că se încălzește. Asta e, fiecare se chinuiește. Bine că i-am scăpat pe american de greu, a vândut de 120 de miliarde de greu. Și l-au băgat nouă pe cât ca la fraier, știi? Polonezii, ungurii și cu cehii nu mai au, știi? Numai noi românii luăm, că suntem mai fraier, știi? Ne-am infestat totul, o să mâncăm de la atomic mâncăm. Că e vrăjeală, ăla nu e greu la ucrainieni, ăla e greu americanilor, al lui Rockefeller și al lui Roșii. Înțelegeți?
facem economie de curent, că o să luminăm noi, știi, că suntem atomici după aia. Încă în grâu de la, ucranieni, strălucim mai ceva ca soarele. Hai că ultimul dumicat. Vă pup cu drag, ne auzim mai târziu.